The Sun anunță că prințul Charles, în vârstă de 71 de ani, a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Într-un comunicat, Clarence House spune că prințul de Wales este în formă bună, iar soția lui, Camilla, în vârstă de 72 de ani, a fost testată și rezultatul este negativ. În concordanță cu guvernul și la sfatul medicilor, prințul și ducesa s-au autoizolat la casa lor din Scoția. Testele lor au fost prelucrate la o clinică din Aberdeenshire și nu este posibil să se determine momentul în care prințul a fost infectat din cauza numeroaselor ieșiri în public din ultimele săptămâni, se mai arată în comunicat. Publicația The Sun menționează că la începutul lunii, prințul Charles s-a întâlnit cu prințul Albert de Monaco, diagnosticat și el cu coronavirus acum câteva zile.